Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești, au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Boriga Gabriel Florin, primar al municipiului Târgoviște, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial. Olaru Mihai, fost director al Direcției de Construcții Edilitar Gospodărești, care a funcționat până în anul 2011 în cadrul Consiliului Local Târgoviște, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial, instigare la fals material în înscrisuri oficiale în legătură directă cu infracțiunile asimilate celor de corupție și instigare la uz de fals în legătură directă cu infracțiunile asimilate celor de corupție. Simoiu Gheorghe, administrator al SC Utilex Construct SRL Pucioasa, în sarcina căruia s-au reținut următoare infracțiuni: complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial, fals material în înscrisuri oficiale în legătură directă cu infracțiunile asimilate celor de corupție, uz de fals în legătură directă cu infracțiunile asimilate celor de corupție, instigare la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt. În cursul anului 2009, inculpatul Boriga Gabriel Florin, în calitate de primar al municipiului Târgoviște și în exercitarea atribuțiilor de coordonare și control a Direcției de Construcții Edilitar Gospodărești, i-a solicitat inculpatului Olaru Mihai, director al respectivei direcții, să achiziționeze echipamente de joacă de la SC Utilex Construct SRL, fără respectarea procedurilor legale de achiziție publică. Olaru Mihai a încheiat 3 contracte de furnizare de echipamente de joacă, fără a derula procedurile de achiziții publice, firma furnizoare a echipamentelor fiind administrată de finul primarului Boriga Gabriel Florin, inculpatul Simoiu Gheorghe. De asemenea, inculpatul Boriga Gabriel Florin a aprobat plata acestor contracte cu încălcarea prevederilor legale. În această modalitate, bugetul public al municipiului Târgoviște a fost prejudiciat cu suma de 399.832,18 lei, aproximativ 94.360 de euro, reprezentând diferența dintre prețul plătit de primăria municipiului Târgoviște și prețul cu care SC Utilex Construct SRL a achiziționat echipamentele de joacă de la producător. Pentru a crea aparența de legalitate a acestor achiziții, în cursul lunii februarie 2010, inculpatul Olaru Mihai a solicitat unui subordonat să întocmească în fals 9 solicitări de oferte către SC Utilex Construct SRL și alte societăți comerciale. În același scop, Simoiu Gheorghe a furnizat instituției conduse de Olaru Mihai mai multe oferte întocmite în fals. De asemenea, în data de 29 martie 2011, pentru a justifica lipsa de la audierile efectuate de procurori în prezentul dosar penal, Simoiu Gheorghe a folosit o adeverință medicală falsificată. În vederea recuperării pagubei cauzate bugetului public al municipiului Târgoviște, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile aparținând din culpaților. Dosarul a fost înaintat spre judecare la judecătoria Târgoviște. Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, se arată în comunicatul DNA. Cum comentează liderii politici dâmbovițeni faptul că primarul municipiului Târgoviște a fost trimis în judecată de DNA și s-a pus sechestru pe averea sa, aflați în minutele ce urmează. Nu cunosc rechizitorul, nu cunosc care sunt probele DNA-ului, nu cunosc ce s-a întâmplat acolo, nu cunosc în sensul că am aceleași informații ca și dumneavoastră la modul general. Așa că mai multe comentarii nu pot să fac. Evident că în această clipă avem o deficit de imagine pe care sper să-l ștergem odată cu dovedirea nevinovăției. Știu ce grad de implicare există în acest dosar și vă spun cu toată sinceritatea că nu știu, îmi doresc să nu fie deloc și îl creditez încă pe tânărul primar Gabriel Boriga cu încrederea mea și cred că nu a făcut ceva care să ducă justiția sau să ducă în justiție să se ia un deznodământ dificil, să spun așa, nu găsesc alt termen.
Oricum, aceste procese sunt procese de durată. Procese de durată pentru că, după cum bine știți, se ajunge într-o instanță, se câștigă de o parte sau de alta, se face recurs ori de o parte ori de alta, se trece la instanța superioară. Sunt procese de durată, nu sunt procese care țin o jumătate de an, un an. Și sigur că asta poate, se poate constitui într-o cap pentru noi, dar poate în evoluția ulterioară a procesului se demonstreze că Gabi Boriga a avut dreptate și cine e vinovat. Cine fură să plătească? Cine face ilegalități să plătească? Cine crede că, și nu vorbesc de cazul Boriga, dar sunt foarte clar, cine crede că e pe moșia lui acolo și poate să facă orice, se înșeală. Poți cumpăra eventual oameni, dar nu poți cumpăra instituții. Un eveniment neplăcut pe care îl iau ca atare, face parte dintr-un joc de puzzle cu care în ultima vreme noi târgoviștenii, în special și dâmbovițenii în mod general, dacă am trebuit să ne obișnuim. Instanța va lua o decizie în funcție de ceea ce scrie în aceste dosare. Este un moment foarte neplăcut și orașul va avea foarte mult de suferit dacă se adeveresc toate aceste acuzații, pentru că trebuie să respectăm prezumția de nevinovăție până când instanța se pronunță. E o procedură pe care instanța o aplică de fiecare dată, de a pune sechestru pe bunurile celor care sunt în stare de cercetare, de anchetă, dar este foarte posibil ca instanța să ia o decizie împotriva solicitării DNA. Nu știu ce să zic, e prematur să vorbim acum, să comentăm noi, din punct de vedere politic, ce se va întâmpla la instanță. Suntem din nou băgați în seamă și e păcat că o facem cu asemenea evenimente nedorite pentru județul Dâmbovița în general și în mod special pentru municipiul Reședința de Județ. De dorit ar fi să fim băgați în seamă de către presa centrală și nu numai cu evenimente plăcute, dar astea nu ne fac cinste și ne creează o imagine urâtă. Acțiunea Direcției Naționale Anticorupție nu face altceva decât să vină și să confirme ceea ce dumneavoastră presul ați spus în ultimii 2 ani de zile și eu am spus la conferințele de presă, și anume că locurile de joacă din municipiul Târgoviște au fost achiziționate nelegal și măsura de sechestru pe avere este una firească în condițiile în care se afirmă rechizitorul DNA-ului că s-a creat un prejudiciu de aproape 4 miliarde de lei vechi. Urmează ca justiția să se pronunțe în această speță. Va fi o primă instanță, va fi apel, va fi recurs. Deci este un dosar care probabil a stat pe rolul instanțelor de judecată un an jumătate, poate chiar mai mult. Dacă observați, suntem la sfârșitul lunii mai, urmează vacanța judecătorească și probabil că până în toamnă nu o să existe un termen fixat pentru acest dosar. Cred că este normal ca într-un stat de drept justiția să fie cea care spune dacă un om este vinovat sau nevinovat, funcționând principiul constituțional al prezumției de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Sigur că nu suntem ce ar trebui să fim, adică un stat de drept și democratic, dar să sperăm că va veni și vremea în care lucrurile să fie foarte limpezi și statul românesc să funcționeze normal.